Viața bună, dacă e duminică, este ziua de oferte ale săptămânii. De săptămâna viitoare revenim și cu videourile din timpul săptămânii. A fost o perioadă destul de încărcată la mine, dar să revenim la subiectul nostru. Deci, în perioada asta în care toată lumea ia razna, ba cu benzina, ba cu uleiul, cred că este foarte, foarte important să fim atenți pe ceea ce cheltuim banii. Mai ales că mai toate știrile ne anunță că vin vremuri grele, că trebuie să fim cumpătați și că trebuie să fim atenți pe ce cheltuim banii. Deci, cu un motiv în plus să vă uitați la video, hai să-i dăm drumul. Avem clasicele reduceri de 20% la ustensile și vase pentru gătit, la ciocolată și bomboane, la sucuri carbonatate și plate și la peștele proaspăt. O broșură care mi-a atras atenția este aceasta de Foodbook, nu neapărat prin ingredientele pe care le propune, ci prin modul în care vă propune să le combinați. Adică vă dă idei efectiv de ceea ce puteți să mâncați și de asemenea vă face inclusiv un meniu săptămânal. Ce mâncăm săptămâna aceasta, luni, marți, miercuri și inclusiv au varianta de a-ți deschide rețeta video și de a vedea mai multe detalii. Îmi place marketingul acesta, chiar dacă știți voi că am o problemă cu prețurile de la Carrefour pentru că sunt destul de sus. Dacă tot vorbeam de prețuri la Carrefour, hai să aruncăm și un ochi peste broșura lor. Avem preț bun la ciuperci, 8,99, minus 20% despre care vă spuneam. Și de asemenea avem dorada asta la 3,19 de grame, deci 32 de lei, un pic mai ieftin, Lidl merge pe 36 de lei. Dacă vreți doradă în perioada asta, e cred că cel mai ok preț de pe piață. Ceafă de porc dezosată 14,99, iarăși un preț bun, este prețul cu care vine și Kaufland atunci când are ceafă în ofertă. Iaurt în stil grecesc 4,39 lei, iarăși un pic mai scump decât cel de la Lidl. Nu sunt diferențe majore, probabil că și Carrefour trebuie să își scoată marja de undeva. Cred că singura zonă, într-adevăr, unde ei sunt foarte necompetitivi vor fi detergenții, dar îi vedem imediat. Însă, până acolo avem Bex la 15,99, cred că este cel mai ok preț de pe piață săptămâna asta, dacă sunteți fan Bex. Corona un pic redusă la 37 de la 41, se poate și mai bine și avem bere Grolsch, 18,95 baxul de 6 doze. Eu acum v-am mai zis vouă că din punctul meu de vedere groșul la doză are cu totul și cu totul alt gust față de groșul la sticlă, înclin spre sticlă, clar. La 75 de spălări, 89,90 este peste un leu pe spălare, deci nu. Dero știm din alte oferte că poate să ajungă la 50 de bani pe spălare, avem 90 de lei, 140 de spălări. Ca să fie 50 de bani, trebuia să fie 70 de lei. Oșan, dacă tot ni s-a deschis partea asta, 40% reducere pe loc, avem un preț foarte, foarte bun la persil. Deci dacă sunteți în căutare de detergent, atunci mergeți pe varianta aceasta de persil, avem 43,65 de lei pentru 80 de spălări. Este aproape 50 de bani spălarea pentru persil și pentru lichid. Dacă sunteți în căutare de detergent, persil de la Auchan săptămâna asta și până în 22 martie e valabilă oferta, este cea mai ok variantă. Avem de asemenea în weekendul acesta, 11-13 martie, 10% reducere la electrocasnicele Arctic și Beko. Uitați-vă peste seria mea de cum îți alegi electrocasnicele. Dacă aveți în vizor electrocasnice Arctic și Beko, atunci poate că ar merita să vedeți ce este în ofertă la Auchan. Mai avem 50% la diverse alte produse. M-am uitat un pic peste ele. Sunt în general mâncăruri, sunt mezeluri și tot felul de tartinabile, brânzeturi și ouă și foietaje. Hai să trecem mai departe. Avem Profi. La Profi ce mi-a atras atenția a fost așa, un pic Arielul ăsta, deși și ăsta este peste un leu bucata, dar e cantitate mică, deci 17 lei 15 spălări. Și avem asta, spată de porc la 12,99, într-adevăr oferta săptămânii și ca să vă dați seama că era bună oferta de la Carrefour pe ciuperci, Profi vine peste, e la 9,99. Spanac, pungă de 500 de grame, 5,99, este 11,98, să reținem pentru că avem o comparație de făcut, deci 12 lei kilogramul sau 6 lei jumătate de kilogram. Cam atât am văzut de la Profi, în rest multă reclamă la gama lor de
fast food, restul în nota obișnuită profi, un pic mai scumpe decât cele mai bune oferte de pe piață. Ineditul ăsta tofu când e în ofertă la Kaufland vine la 5,99, dacă îl prindeți și la produse care expiră în curând e la 5,20 și ceva. Penny. La Penny avem 33% la toată gama de Huggies. Știu că părinții sunt împărțiți între Pampers, Huggies, cei de la DM. Dacă sunteți fan Huggies, atunci aveți 33% reducere la Penny. Tuborg la 14,89 baxu, Ursus la 13,49 baxu, prețuri relativ obișnuite. Avem în schimb chestia asta, 9,49 șuncă pădurea neagră la 250 de grame, preț foarte bun. Când este la Lidl în ofertă e 9,99 și nici aia nu se întâmplă mai tot timpul. Carlsberg 16,99, într-adevăr preț bun la Bax, dacă vă place Carlsbergul la doză, 4,49 Tuborg la 0,75 și 2,69 Bexul la 0,33. Zizin 4,39, iarăși un pic redus Zizin apă la 5 litri. Fanerul la 10,69, iarăși este comparabil cu prețul pe care îl propunea Kaufland în momentul în care avea Faner la 2 litri, deci și asta e o ofertă interesantă. În schimb, dacă trecem la partea de detergenți, aceeași notă ca și la Carrefour, sunt un pic mai scumpi decât ar trebui să fie. Avem Dero 18 lei pernițe, 15 spălări, este preț de Ariel, deci nu. 18,99 Dero Ozon, 3 kg, 30 de spălări, suntem destul de departe de prețul ăla de 50 de bani per spălare, cei drept, punga e mai mică. Unt 8,99 este scump, la 65%, mai avem un Dero Levanțică, 100 de spălări la 67 de lei, iarăși nu cred că e o ofertă genială. Kaufland. Kaufland vine așa, pe copertă toate chestiile sunt destul de bune la preț, Aqua Carpatica la 2,19, măsline la 1,39, roșii Sherry la 4,49, 500 de grame, deci vă iese 9 lei kilogramul. Pentru roșii Sherry în perioada asta e un preț bun. Cotlet de porc fără os 14,99 este carne săptămânii. Ariel 50 de utilizări la 36,79, iarăși un preț interesant pentru cei care sunt fani Kaufland. Ariel lichid, nu e deloc rău prețul, dar nu se compară cu persilul de la Auchan. Ca și preț, în schimb, Fairy detergent pentru vase la 6,99 cu Kaufland Card e un preț foarte bun. Gorgonzola brânză cu mucegaie la 7,09, dacă sunteți fan de așa ceva, iarăși e un preț bun. Cafeaua asta n-am încercat-o, dar ca și preț per kilogram la 30,5 lei e un preț bun. Atenție însă să nu fie și de o calitate foarte slabă, că asta e temerea. Cum să reduci inflația? Săptămânal peste 1000 de articole cu 10% reducere. Săptămâna asta, deci din 14 până în 20, avem legume și fructe congelate cu 10% reducere și soluții și accesorii pentru curățat suprafețe cu 10% reducere. Avem așa, de miercuri, 16-a 3-a, avem butaș fructe de pădure, butaș hortensii, foarte multe flori, foarte mulți bulbi, foarte mulți copăcei. Din punctul meu de vedere, eu mă voi feri de oferta aceasta pentru că producătorul nu-mi inspiră încredere. Iurta este foarte, foarte des găsit prin supermarketuri, însă nu este o pepinieră. Iurta din Brașov caută capete de stoc de la pepinierele de prin Europa și materialul lor săditor nu este de cea mai bună calitate în foarte multe cazuri. Ridic la 1,29, dovlecei la 5,29 este preț foarte bun la dovlecei și salată romană la 3,29 este similar cu prețul din Lidl. Piept de porc Texas marinat 17,99 și mici la 10,99. Începe sezonul de grătare. Avem la congelate 10%, cum ziceau ei mai devreme. Avem inclusiv niște oferte speciale la anumite mărci, la Edenia amestec în stil mexican 11,49. Burger vegetal la 23,79 e un pic scump față de alți burgeri vegetali, în general prețul lor este la 15 lei, 2 burgeri. Și ajungem la pagina 24 unde avem o săptămână XXL. Fistic la 21,49, preț bun pentru 400 de grame. Șuncă pădurea neagră, că tot vă ziceam de ăla de la Penny, ia uitați, 9,99 față de 9,49 cât e dincolo. Batoane din file de pește, 19,49 sunt XXL, deci sunt de 900 de grame, e cantitate dublă.
Prețul nu-i chiar dublu, deci oferta e reală. Chicken Wings Barbecue, aripi de pui XXL cu aromă barbecue, 16,99, 1000 de grame, adică 1 kg, iarăși preț interesant. Grolș 18,95. Văd Grolșul că au declanșat o campanie prin toate supermarketurile. 18,95 este în Kaufland. Col la sticlă este 12,95, 6 sticle de 0,33. Aș merge pe Skol pentru că e sticlă și gustul e altul. Vă vine sau nu să credeți, avem ofertă la ulei. Nu știu, cred că stau cam ars cu chestia asta. Sper să și găsim oferta în magazin, pentru că din câte am auzit e nebunie pe ulei. Ajungem la pagina 31 unde avem alte oferte la bere. Avem 16,49 pentru Bex. E un pic mai scump față de Carrefour, culmea. Mai avem Golden Brau Ciucaș și Timișoreana în ofertă, cu mențiunea că Timișoreana este la sticlă. Stella Artois iarăși la sticlă 21,45, dar nu e un preț grozav. Bira Moretti este la sticlă mare de 0,66 și este 3,89 lei. Ciuc Radler fără alcool 9,99, prețul cu care ne-a obișnuit, prețul de ofertă dacă luăm Bucks. Avem Jägermeister pe pagina următoare, prețul este interesant. Iarăși cu mențiunea că săptămâna trecută a fost în ofertă la 0,7 și era 49 de lei, deci ăsta e un pic peste oferta de săptămâna trecută. Zizinu 4,49, nu mai știu cât v-am zis că era la Penny, dar tot pe acolo. Ajungem la detergenți și la Kaufland. Kaufland a avut ofertă bună la detergenți săptămâna trecută și este până marți inclusiv. Săptămâna asta nu prea, cine știe ce. Avem într-adevăr prețuri sub un leu per spălare, dar cantitățile sunt destul de mari, pudră la fel este o cantitate destul de mare și prețul nu este atât de grozav. Avem iarăși oferte la vase și ustensile pentru gătit, Russell Hobbs, diverse tigăi, cu capac, fără capac, aici vă uitați voi ce aveți nevoie. Dacă ar fi să vă recomand ceva, ar fi acest ascuțitor de cuțite la 40 de lei. Prețul nu e deloc rău. Eu am avut un episod făcut pe tema asta. Era de la Zocura, un asemenea ascuțitor. Ascute super ok. În schimb, eu am ales atunci AnySharp, dar diferența dintre ele e minusculă. Și la 39,99 prețul este foarte ok. Deci dacă vreți o unealtă care să vă ascultă rapid, ușor și fără bătăi de cap cuțitele, asta e o variantă bună. Avem niște oferte la textile, ștergătoare la 9 lei, înălțător la 119 e scump, trusă de prim ajutor la 29 e ok, huse pentru scaune, atenție că dacă aveți airbag-uri laterale să nu vi le acopere. În schimb, spray-ul acesta de stingere a incendiilor, da, s-ar putea să fie omologat, s-ar putea să fie ok, deși am mari dubii. În schimb, gândiți-vă dacă într-adevăr dă necazul peste voi, ce puteți face cu spray-ul ăsta, că este fix pistol cu apă. De lunea viitoare avem celebra cheie dinamometrică la 100 de lei, avem cricul hidraulic la 160 de lei, avem suportul pentru șante la 80 de lei, clasicele unelte pentru schimbat roțile, pistolul electric pentru prezoane a mai crescut un pic în preț, asta toamnă era la 175, acum este 200, veste reflectorizante la 7,99, în schimb e un preț bun. Covorașe auto din cauciuc la 39,99, iarăși un preț foarte bun. Și cam asta este și Kauflandul. La Lidl, pe copertă, avem cafea boabe espresso Sicilia, Cibo Sicilia, la 35 de lei. E o ofertă, nu e cea mai bună de pe piață, dar având în vedere că se găsește în supermarket, da, e super ok. Altfel ar trebui să o luați online de pe magazine specializate și să luați o cantitate mai mare ca să nu plătiți transport. Șuncă de porc la 3,99, iarăși e ofertă interesantă, 1 kg este 20 de lei, deci este chiar foarte, foarte bun prețul. Ciupercile, că tot avem etalonul de la Carrefour, 9,49, sunt mai scumpe decât la Carrefour. Și o să vedem că avem destul de multe oferte interesante de la cămara noastră, deși nu prea am cumpărat din gama aceasta, săptămâna asta am remarcat destul de multe lucruri faine. Ofertele de luni toate sunt interesante, spaghetti bolognese și diverse semi-preparate congelate la 11,99, e un preț bun pentru ele, având în vedere cantitatea, 1 kg. Brânzeturile iarăși la prețuri bune, jambon crud uscat la 3,99, iarăși preț ok, și filet de somon la 9,19, vă iese 92 de lei kilogramul, tot ce este sub 100 de lei pentru genul acesta de produs este preț bun.
Reduceri de 40%, atracția săptămânii. Avem salată de vinete la 3,59, profiterol umplut cu cremă la 4,19, mușchi file afumat feliat. Ăsta iarăși l-am remarcat, 28,90, iarăși preț foarte bun. Și acest iaurt cremos cu fructe la 6,59 lei, găletușa, iarăși preț bun. Deci toată pagina 8 din punctul meu de vedere, prețuri foarte ok la Lidl. Avem de joi spanac la 6,99, punga de 500 de grame, deci este mai scump decât varianta pe care tocmai v-am zis, o țineți minte, era la Profi parcă. Aripi de pui marinate 700 de grame, 10,99, 1 kg 15,70, este mai ieftină varianta aceasta decât cea de la Kaufland, parcă era cu săptămâna XXL, nu? Ofertele de joi iarăși sunt interesante pentru că vin cu chiftele la 9,49, 500 de grame, vă iese un kilogram la 21 de lei, ceea ce e destul de apropiat cu prețul efectiv al cărnii. Cârnații ăștia de bere, în schimb, nu vi recomand, sunt foarte plini de oșcioare și de zgârciuri, chiar dacă ăsta este tipicul cârnațului de bere, dar sunt destul de greu de mâncat și pentru copii nu e deloc interesant. Cașcaval afumat rulat de la 9,19 și mozzarella pentru pizza la 9,99, prețuri bune. Suntem în jurul de 23-24 de lei per kilogram. La oferte de joi mai avem alte chestii interesante și vă ziceam că marea noastră avem așa, avem sarmale de porc și vită și m-a surprins prețul, adică ne iese kilogramul 25,69. E clar că nu va fi gustul acela pe care îl face voi. Dar dacă vreți să mâncați totuși ceva care este cât de cât similar cu ceea ce ați găti acasă și nu doar semi-preparate, congelate, pline de chimicale, atunci asta poate fi o variantă interesantă. Cârnați de porc condimentați ăștia am încercat, sunt faini, sunt ok. Apar virșli, cei din vestul țării cunosc virșli, 12,99 pentru 250 de grame, un pic scump, 52 de lei, dar vă îndemn să încercați pentru cei care nu-i cunosc, sunt niște cârnăciori foarte, foarte interesanți. Avem pate de rață la 6,99 cu 45% ficat, prețul bun pentru genul acesta de produs și zacuscă la 7,99, iarăși interesant. Nu știu de ce, dar săptămâna asta mi s-a pus pata pe gama de cămara noastră de la Lidl. Mărcile tale preferate, avem Stella Artois la 19,45, Groj la 17,75, vă ziceam Grojul în multe supermarketuri săptămâna asta și o săptămână englezească, o irlandeză. Sincer, mie mi s-au părut destul de scumpe tot timpul și n-am încercat foarte multe produse din gama asta, inclusiv cele 6 beri care erau 36 de lei, acum au ajuns 40 de lei, un 10% în plus așa rapid. Multe flori, că doar este primăvară, mulți butași de fructe de pădure, trandafiri, viță de vie, nuciferi, fructiferi, tot felul de variante, începe sezonul de plantat, clar. Avem și ceva scule, dar din punctul meu de vedere nu sunt interesante săptămâna asta. 350 de lei e o mașină de găurit și înșurubat cu acumulator, dar e varianta aia mică și prețul este foarte mare la 350 de lei. Șlefuitor cu precizie și acumulator 119 lei, sincer nu știu, decât dacă sunteți foarte, foarte specializați pe așa ceva, aș zice, dar în rest nu aș zice că e ofertă interesantă. Panoul ăsta de organizare la 40 de lei poate că e interesant. Ceva jucării în ofertă la Lidl de luni, ceva accesorii pentru ordine în bucătărie, accesorii pentru baie și cosmeticale, diverse ustensile pentru pictat și desenat și cam ăsta a fost și Lidl. Vă doresc o săptămână pașnică ca de obicei și cu alegeri înțelepte la prețuri.